iepurașul Țopăilă a ieșit să taie lemne în pădurea acoperită de zăpadă. Încotoșmănat cu un fular groș o căciulă călduroasă, nici nu simțea frigul. Era încă dimineața de vreme, dar Țopăilă abia aștepta să vină seara. Era ajunul Crăciunului. Familia iepurașilor avea să se adune în vizuina sa caldă și primitoare, să se bucure de masa de sărbătoare și să spună povești la gura sobei. Poate avea să treacă pe la ei chiar moș Crăciun, încărcat cu daruri. Furat de gândurile lui frumoase, țopăil a tresărit când a auzit un sunet în depărtare și a ciulit urechile lungi. Oare a auzit bine? Ajutor! Ajutor! răsuna o voce gravă. Țopăilă și-a lăsat toporul și-a luat o lagoană în direcția sunetului. Printre copaci se întrezărea ceva mare și roșu. Ajutor! se auzea acum tare și clar. Țopăilă a început să alerge și mai repede. Silueta era roșie cu puțin alb pe aici pe colo. Iepurașul a dat să se apropie dar s-a oprit deodată cu gura căscată. Nu-și putea crede ochilor. Era moș Crăciun. Din trei salturi mari, țup, 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 iepurașul a ajuns la moș Crăciun, așezat în sania lui plină de cadouri. Ho, 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 dragul moșului! Iepurașule, cât mă bucur că ai venit!" – Vezi tu, am rămas aici, în mijlocul pădurii, și mai am dedus o mulțime de cadouri, i-a spus Moș Crăciun. De uluire, Țopăilă nu putea scoate un cuvânt. S-a uitat mai bine în jurul lui și apoi a întrebat. – Dar unde sunt reni moșule? – Da, renii mei, tocmai asta e problema, i-a răspuns Moș Crăciun. Chiar în dimineața asta, renii mei au răcit. Mai rău nici că se putea. Mâine e Crăciunul. Numai Rudolf a putut veni cu mine. Am mers bine, căci Rudolf e un ren foarte voinic. Dar frânghia cu care trăgea Sania s-a rupt. Ho, ho, ho! Iar Rudolf nici n-a băgat de seamă și a continuat să alerge. Și uite așa, am rămas cu sania mea în mijlocul pădurii. Vai de mine ce bucluc, a spus țopăilă. Un mare bucluc, din care nu știu cum am să pot ieși. Iepurașul s-a gândit o vreme. Nu sunt destul de puternic ca să trag sania, a răspuns el trist. Am auzul foarte fin și pot să alerg foarte repede. Dar atâta forță nu am. Ai auzul fin? Dar asta e minunat! A exclamat Moș Crăciun. Poate reușești să-l auzi pe Rudolf? De ce nu? Pot să încerc! Și-a spus Sopăilă. Și-a ciulit urechile și-a închis ochii ca să se concentreze mai bine. A auzit vântul cum șuieră, ciocănitoarea cum bocăne, ba chiar și zăpada cum cade. Și într-adevăr, undeva în depărtare, se auzeau niște copite tropăind prin zăpadă. Cred că știu unde e Rudolf, a spus țopăile zâmbind larg. Ochii moșului sclipeau de bucurie. Și ziceai că mai poți să alergi re... dar moș Crăciun nici n-a apucat să-și termine întrebarea, cât zopăila și zbugit-o prin pădure, și nu s-a oprit din alergat până n-a văzut un nas roșu care strălucea printre copaci. Și așa i-a adus zopăilă pe Moș Crăciun și pe Rudolf din nou împreună, cu o zi înainte de Crăciun. Moșul era încântat. Ca să-i mulțumească, i-a dăruit lui țopăilă un sac mare plin cu cadouri pentru el și întreaga familie. Iepurașul a început să țopăie în sus și în jos de bucurie. Ai vrea să te ducem noi acasă?" l-a întrebat apoi Moș Crăciun. Îți mulțumesc mult, moșule, dar nu-i nevoie, locuiesc aproape și pot să alerg foarte repede, cum ai văzut. La revedere, moș Crăciun, la revedere, Rudolf, le-a strigat el înainte să plece. Când ajung acasă și le povestesc, nu o să le vină să creadă, se gândea țopăilă. L-am întâlnit pe moșul, am salvat Crăciunul și pe deasupra am mai primit și un sac plin cu daruri. De bucurie, iepurașul nici nu se mai uita pe unde merge. Vai de mine, cred că m-am rătăcit, iar sacul ăsta e mai greu decât credeam, a început să se îngrijoreze el după o vreme. E purașul în stânga și în dreapta, dar toți copacii arătau la fel. Dacă nu găsesc curând drumul, voi întârzia la petrecerea de Crăciun. La ce-mi folosește un sac plin de cadouri dacă nu le pot dărui? și a spus el cu tristețe. Țopăilă era obosit și era foarte frig. Ce mult își dorea să fie în vizuina lui călduroasă, alături de familia sa. E ajunul Crăciunului și eu sunt singur, singurel în pădure, se gândea țopăilă suspinând. Salutare, țopăilă, a auzit deodată iepurașul. Țopăilă și-a ridicat privirea, dar n-a văzut pe nimeni. Ciudat, oare sunt atât de obosit că am început să aud voci? S-a întrebat el, dar a mai auzit odată tare și clar, chiar deasupra capului. Salutare, țopăilă! Iepurașul s-a uitat în sus și a văzut două coarne mari, niște uic prietenoși și un nas roșu aprins. Rudolf! a exclamat țopăilă, săltând de bucurie. Moș Crăciun m-a rugat să te mai urmăresc o vreme, i-a explicat Renul își făcea griji pentru tine. Haide, urcă-te în spinarea mea! Țopăilă l-a ascultat și au pornit împreună. În tot acest răstimp, familia iepurașilor îl căuta pe țopăilă în preajma vizuinii de mai bine de o oră. Țopăilă, unde ești? Țopăilă! strigau ei. Fără el nu puteau sărbătoria ajunul Crăciunului. Dintr-o dată mama iepura și a făcut semn bunicului. Ia te uită cine e acolo. Toți au privit cu gura căscată cum dintre copaci se ivește terenul Rudolf. Iar călare pe el ducând în spate un sac mare plin de cadouri mergea nimeni altul decât sopăilă. Micul iepure nu mai fusese nici când atât de bucuros să-și revadă familia. Iepurașii i-au mulțumit călduros lui Rudolf, apoi au intrat cu toții în vizuina lor caldă și primitoare. Țopăila a lăsat cadourile sub brad, căci acestea trebuie deschise doar în dimineața de Crăciun. Dar nimeni nu se mai gândea acum la daruri, căci erau prea ocupați cu toții să-și soarbă ciocolata caldă să ronțe fursecurile de Crăciun și să asculte cu sufletul la gură povestea aventurii nemaipomenite a lui Țopăilă.